anunțând denunțarea acestui acord, pentru că el are importanța lui, chiar dacă nici domnia sa, nici eu, nu am respectat unul din punctele din acord legat de modul de adresare. Dar în rest, esența acordului trebuia menținută, pentru că el nu este o simplă foaie de hârtie fără valoare, așa cum înțeleg că destui analiști sau vorbitori la televiziune au încercat să demonstreze aseară. Este un document politic, fără valoare juridică, dar un document politic extrem de important pentru România. Înainte de a vă aduce argumentul de ce este foarte important pentru România, aș vrea să mai clarificăm două lucruri. Unii dintre cei care au discutat despre acest acord de colaborare instituțională căutau să vadă cine sunt garanții, ce cancelarii din Europa sau de peste ocean au cerut ca acest acord să existe. Afirm odată și sper pentru totdeauna. Nimeni niciodată n-a îndrăznit să ceară ori primului ministru, ori mie, să avem un asemenea acord. Aș fi considerat-o și eu și sunt convins că și primul ministru, ca fiind un amestec nejustificat în treburile funcționale a unui executiv din România. Repet, nimeni niciodată nu a cerut nici mie, nici primului ministru Victor Viorel Ponta să existe un astfel de acord. Am să vă spun și izvorul lui. Mi-am dat seama de neîncrederea de care se bucura guvernul de la București după alegeri, dar în urma tentativei de lovitură de stat din vara anului 2012, și am preferat să generez un proiect de document pe care până la urmă premierul l-a acceptat în linii mari în forma propusă de mine, pentru a crea garanții politice, pentru a credibiliza guvernul care s-a instalat în urma alegerilor cu un vot de aproape 70%. Dar chiar având 70% în alegeri, nicio cancelarie nu privea cu încredere către guvernul României. Și atunci am preferat această formă, care a fost de natură să reducă suspiciunile în relațiile partenerilor noștri europeni și transatlantici cu privire la ce va face acest guvern. În lipsa acestui document ar fi urmat o lungă perioadă de expectativă a cancelarilor, care ar fi așteptat să vadă care este comportamentul guvernului instalat după alegerile din 2012, având în vedere că aceeași majoritate crease evenimentele din vara anului 2012. Deci a fost o soluție, dacă vreți, care a venit din experiența pe care am acumulat-o și mi-am dat seama că, fiind prezentat chiar de mine acestor cancelarii, partenerilor noștri europeni și americani, va fi credibil. Și pot să vă spun că el a adus rezultatele scontate. România a trecut mai ușor de perioada de suspiciune de după alegerile din 2012. Suspiciuni care erau legate de respectarea statului de drept și a independenței justiției. Aș vrea să mai fac o mențiune.
în scrisoarea pe care premierul mi-a transmis-o ieri, în care anunță denunțarea acestui acord de cooperare instituțională, se citează lucruri pe care eu nu le-am spus. Eu n-am spus niciodată că l-am păcălit pe premier. Cel care a pronunțat cuvântul a fost un ziarist. Un ziarist care și-a făcut meseria, a încercat să provoace un tip de discuție și trebuie să recunosc că răspunsul meu n-a fost unul extrem de tranșant. Dar în niciun caz eu nu am utilizat expresia păcălit la adresa primului ministru. Pot utiliza altele. Și nu voi ezita să o fac. Dar nu l-am păcălit pentru că a fost un lucru foarte serios. Dacă îmi reproșez ceva, este că reacția mea nu a fost suficient de clară după ce ziaristul, un foarte bun ziarist de altfel, a făcut provocarea, iar eu n-am reacționat într-o linie mai clară. Dar n-am utilizat expresia că l-am păcălit pe premier așa cum și-o asumă în scrisoare. Deci nu ezită domnul Victor Viorel Ponta să mintă. E stilul lui. Asta e, sau modul lui de a face politică, prin minciună. De asemenea, nu pot să nu reacționez la invectivele pe care mi le-a adresat și mie, și familiei, și oricui. Vă asigur că acesta este comportamentul lui când este la distanță. Îmi adresează invective, îmi vorbește foarte urât, mă trimite la brutărie când e în mijlocul maselor și mai ales când nu-i singur. El trebuie să mai fie cu cineva ca să fie curajos sau la distanță suficientă. Altfel vă asigur că în relația directă cu mine chiar pare bine educat. Uneori excesiv de bine educat, chiar către slugarnic. Ceea ce șochează la el este dublu standard. Când e în fața mea, repet, pare bine educat, excesiv de bine educat, până la slugarnic, cum se îndepărtează puțin, cum spune tot ce îi dă prin cap. Am să-l țin mai aproape. Așa, cred că îl strică anturajul. Bun, iar dacă are obiecții asupra observațiilor pe care le fac atunci când este cu mine, pare bine educat și docil, să-mi spună și voi face probele de care are nevoie. Pentru a-și aduce aminte cum se poartă când e cu mine. De ce însă nu este potrivită denunțarea acordului? El nu este nimic altceva decât confirmarea că România își va menține linia politică de până acum și care este agreată de toți partenerii noștri. Și partenerii europeni și partenerii transatlantici. Unii spun, comentează, păi sunt doar extrase din Constituție. Nu este adevărat. Sunt foarte multe lucruri care au făcut, spre exemplu, obiectul priorităților pe care eu le-am avut în politica externă sau politica de apărare și care trebuiesc menținute. Iar prin acest acord constatam împreună că trebuie menținute. Și vă reamintesc, doar enunțând titluri, orientarea strategică a României, apartenența României NATO-UE și parteneriatul strategic cu Statele Unite.
Sigur că atunci când anunți că denunți un astfel de acord, toți se vor întreba, va face România un parteneriat strategic cu China, cu Federația Rusă? Noi avem acorduri, spre exemplu, cu China de cooperare care vizează în mod deosebit cooperarea economică. Dar politic, partenerul nostru strategic este NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite. Parteneriatul strategic pentru secolul 21 îl avem cu Statele Unite. Nu avem dreptul ca în astfel de momente, mai ales când avem situația regională pe care o avem, să dăm cancelarilor impresia că prin denunțare se pot schimba și liniile strategice ale politicii externe a României. Cred că este greșită denunțarea. Un alt element este legat de securitatea României. Am convenit ce avem de făcut pentru securitatea României. Nu e scris în Constituție ca mecanism. De aceea nu trebuia denunțat acordul care era o garanție că ne continuăm politicile de securitate. Un alt element, independența justiției. Acest lucru este scris în Constituție, dar undeva în acest document se vorbește că ne angajăm să nu atacăm instituțiile justiției și să nu contestăm hotărârile judecătorești, să nu atacăm anii, să nu atacăm hotărârile judecătorești ca oameni politici, să nu atacăm DNA-ul, să nu atacăm DICOT-ul, parchetul general. Ori, chiar zilele trecute, purtătorul de cuvânt al domnului Victor Ponta, domnul Șova, eticheta unele procese ca fiind procese politice. La asta vrea să folosească denunțarea acordului. De asemenea, aici este menționat ce nu este menționat în Constituție. Și sunt referințe la accelerarea procesului de integrare în Uniunea Europeană și în structurile NATO. Prin denunțarea acordului, întrebarea care se pune este: accelerăm, temporizăm procesele de integrare? Până una alta aveam un document politic pe care toți îl știau și știau că ne propunem accelerarea proceselor de integrare. Prin denunțare ce mai rămâne? Se ridică semnele de întrebare, pentru că procesele de integrare depind de politicile interne și de politica de integrare pe care o are fiecare stat al Uniunii Europene. Accelerăm drumul nostru către Schengen, accelerăm drumul nostru către integrarea în eurozonă, în zona euro, către trecerea la moneda euro, sau prin denunțare vedem ce o să fie. Criteriile de la Maastricht, toate 5 sunt îndeplinite pentru a accesa, pentru a intra în zona euro. Deci, iată întrebări la care vor trebui date răspunsuri în perioada următoare. Și n-aș vrea să omit că tot aici este înscris că obiectiv de interes național este absorpția fondurilor europene. Văzând absorpția catastrofală și că anul trecut a trăit din propaganda pe care a făcut-o pe seama încasărilor de pe urma contractelor semnate de guvernul lui Boc, văzând absorpția catastrofală, probabil că primul ministru denunță acordul pentru a ieși și din această obligație pe care o avea creată prin acordul de cooperare instituțională. Și, de asemenea,
pentru a aduce aminte și premierului și comentatorilor care nu așează importanța politică a acestui document acolo unde se află, aș cita din raportul Comisiei Europene cu privire la mecanismul de cooperare și verificare. Este traducerea raportului care a fost transmis Parlamentului European. Și iată, la pagina 7, găsim următoarea formulare. Noul guvern și-a făcut deja cunoscut angajamentul față de independența sistemului judiciar și supremația statului de drept în cadrul acordului instituțional de colaborare dintre președinte și primul ministru. Și în continuare decurg niște puncte care sunt preluate în raportul MCV ca obiective de realizat urmare a acestui acord. Deci încă o dată menționez că primul ministru s-a pripit, îi recomand să mai rabde până pe 22 decembrie 2014 acest acord, pentru că îl ajută și îl scutește de multe explicații și pe el, și guvernului, și dă partenerilor noștri sentimentul de stabilitate în drumul european al României și în consolidarea relației transatlantice și în respectarea statului de drept. Fac un apel la premier să reanalizeze decizia pe care a luat-o. Eu pot să cred și faptul că, fiind foarte cald ieri, poți deveni nervos. Accept și ideea că premierul nu s-a uitat la emisiune și n-a văzut exact ce am spus eu și ce a spus ziaristul și a mers pe preluările pe care le-au făcut televiziunile fără a da exact dialogul, la care, repet, răspunsul meu nu a fost suficient de prompt, dar în niciun caz nu-mi poate atribui formularea pe care a menționat-o în scrisoarea prin care mă anunță că denunță acordul de cooperare instituțională. Eu vă doresc la toți o zi bună, o seară bună și puțin mai puțină căldură. La revedere, că e caniculat. Președintele Traian Băsescu, declarații, doamnelor și domnilor, pe două teme foarte importante. Unul, respingerea propunerilor pentru miniștrii la cultură și buget din partea premierului Victor Ponta. Doi, acea denunțare a pactului de coabitare, dacă vreți, de colaborare dintre președinție și guvern, denunțare făcută de premierul Victor Ponta. Pe rând spunea președintele că respinge propunerea legată de Rosalia Biro pentru că este necorespunzătoare funcției și dacă premierul o propune